to, abbiamo avanzare le carte. Come posso? Sto pensando, a faccio carte e stiamo... Babel, se non camona. Am colecția Crai Nou de la Suceava și colecția Zorile Cucurine în întregime. Le păstrez și urmăresc articolele toate. Mă bucur pentru satira și umorul care îl face din Bambar. Am văzut și dialogul între Iordănești și Caracciu. Asta a fost Rocea. Așa de lucru care suntem mai mulți din este domnul Lutic, numai doi suntem din Iordănești. N-avem cum face față pentru... Ați luat bătaie. O să fiu cumpărător în această carte, pentru că vreau să prezint, să mă duc de aici pe carte de dumneavoastră. Bineînțeles că o plătesc și să o prezint la Suceava și să laud inițiativa tuturor care au contribuit la realizarea acestei frumoase carte cu fel de fel de exemple și satiră și să spun că este aproape 100, nu? Auzeam pe cineva 100 carte în limba română și asta mă bucur foarte mult. Oamenii sărași să străduiesc acolo, să publice, să facă, să fiți mai luptători, poate ca noi, elanți care suntem mai domoli în partea aia. Și am să prezint no, asta nu mai înainte, s-o public. S-o public, s-o fac reclama cărții. Și mă bucur foarte mult, eu n-am mult talent oratoric, așa că nu mai bună, dar nu contează. Vreau să spun că cineva o glumă mică de la noi, un cadru militar, milițian, cum era înainte, sau acum. Spune că, doamne, trebuia să absolvi liceul și i-a spus, doamne, nu e așa, că este rozinca asta, nici muncă fără pâine, nici pâine fără, și fără sare. Felicitări, domnul Olaru, și mă bucur foarte mult pentru realizarea frumoasă făcută dumneavoastră și în continuare poate că publicați ceva. Că am impresia că noi suntem câțiva octogenari aici. Ați depășit sau nu? Da. Depășit de mult. De mult. Felicit și pe octogenari și pe aia tine și pe aia. Mulțumim frumos!